de cuvânt sau obiecții. Dacă nu sunt, atunci întreb, dacă sunt propuneri la această ordine zi, dacă nu supun proiectul spre vot în varianta expusă, cine este pentru, rog să votați. PSRM? 19. PPM? 5. PLDM? Absent. PCRM? 2 pentru, 1 abținere. Domnul Cașu? Pentru. Și domnul Ștefăniță? Pentru. Doamna Tatiana, ce rezultat avem? 28 de voturi pro, proiectul a fost aprobat.